Despre Mădălina nu-ți poți aduce aminte decât nu frumos, foarte, foarte, foarte frumos. Ne-am întâlnit de mult, de mult, de mult, de mult, pe la începuturile ei. Pe parcurs am aflat că atunci când ea avea 4 ani a venit la un spectacol la Ploiești și mi-a dus flori, am pupat-o și m-a rugat să-i cânt o melodie. Am spus și mai spun o dată și la voi că merită, dacă se năștea la Paris Mădălina, probabil că între ea și Patricia Cas ar fi fost o mare concurență și nu se știe cine ar fi ieșit prima. Mai printre noi, refuz să cred că ea și vreau să cred că e printre noi și se bucură că noi toți suntem strâns în memorie, în amintirea ei, în tot ceea ce a reprezentat ea ca artistă, ca om, ca voce specială. Sunt convins că se bucură de fiecare apariție în scenă a fiecăruia dintre noi. Eu o iubesc în continuare, mi-e foarte dor de ea și regret imens tot ce s-a întâmplat.